Eu o să încep cu o glumă despre pizza. Dacă știți, pizza e un fel de mâncare din Italia, care e altă țară. Dacă... mai sunt țări în afară de România și Anglia. Pizza, da. Italienii, după părerea mea, sunt cei mai stilați oameni din cel mai stilat popor. Ei știu foarte bine cu design-ul, au făcut Armani, Lamborghini, Fiat Panda, știu oamenii ce fac. Și chiar și până la pizza au dat niște denumiri care sună într-un mare fel. La ei pizza se cheamă Margherita, Capriciosa, sună cumva. Și noi românii am preluat conceptul de pizza și, după părerea mea, l-am stricat. Cum mi-am dat seama de treaba asta? Într-o seară am auzit-o pe iubita mea zicând la telefon: vreau și eu o țărănească de 35 de centimetri. Și mi-am dat seama că... pizza la român nu e chiar ce trebuie. Mulțumesc. Asta a fost gluma cu pizza. Mai am de asta, mai am câteva mai scurte la început. Și după aia intru în alea mai lungi, cum se face. Am ceva despre drogul violului, dacă știți conceptul. Este un drog pe care îl iei când... Bine, eu n-am știut, l-am luat eu, asta am greșit. Și n-a fost bine. Dar se folosește de mult timp drogul violului, nu e o invenție modernă. Chiar în Biblie e menționat, dar nu e menționat așa drogul violului. Știți povestea cu Fecioara Maria care a născut virgină? Dar, pe de altă parte, există calendar o mare sărbătoare care se cheamă Adormirea Maicii Domnului. Hai să fim serioși, că la asta se referă și e normal să vă fie un pic frică să râdeți, e normal, că poate vă trăznește, cine știe. Dar n-ar fi trebuit să folosească drogul violului pe Fecioara Maria, pentru că chiar ar fi stat. Nu degeaba avea porecla Maica Precistă, îți dai seama că de acolo vine. Și acum sigur vă trăznește sau intrați cu mașina în stâlp, depinde, numai. Dumnezeu nu mai bate cu parul, taie lichidul de frână. Așa face. Revenind la povestea cu drogul violului, că am luat eu, v-am zis, am luat mult, că aveam chef de acțiune și mi-am făcut 2 litri cu Schweppes, mi-am făcut eu așa calm. Și am ajuns în club și am leșinat, evident, că luasem prea mult. Și am avut o experiență extracorporală. Am ieșit din corpul meu și plutești, nu știu dacă ați pățit, plutești, vezi totul de sus, dar ca român nu pleci foarte departe. Că ție să nu-ți fure geaca, stai pe acolo, ești. Stai stresat. Norocul meu că mai era un băiat care era ieșit din corp și l-am rugat pe el să uite un pic la geacă și mi-am făcut eu treaba, că altfel nu rezolvam nimic. Apropo de geacă, sunt un pic trist că în țară se încălzește și mi-am luat geacă nouă, chiar acum mi-am luat geacă nouă, o să vedeți după, e mișto, e foarte mișto. Și mă întreabă lumea: Cristi, cum ți-ai luat geaca asta? Cum alegi o geacă foarte bună? Și o să vă spun care e secretul, dar țineți pentru voi. L-am mai zis doar celor 200 dinainte, de la primul show. O geacă bună, când o închizi până sus, când închizi fermoarul, îți aduce bășina sus. Ți-o aduce aici frumos. Știi, la altele iese, pe la cusături, pe la fermoar, nu, ți-o aduce sus. Și a fost greu să o găsesc, am probat multe. Nu mai am voie să intru la mall, dar măcar am o geacă foarte bună. A rămas și fără carnet acum în pandemie, că așa se întâmplă, rămâi fără carnet când ai nevoie să ai nevoie de carnet. Invers ca la accident, când n-ai chef să faci accident, atunci faci accident, că așa se întâmplă. Că sunt zile în care ai faci un accident, ieși, ai ieșit proasta din unghiul mort și ieși de acasă cu... ieși cu chef de accident, dar nu se feresc, îți dau prioritate proști, nu știu cum se întâmplă. Bine, eu am carnet de mult timp, de foarte mulți ani am carnet, dar n-am avut ce să conducă, așa se întâmplă. Și eu nu sunt genul care să mă bag în seamă când am luat carnetul să mă duc peste ăla într-o leu, dă-te bă ca în carnet. Nu, am stat în banca mea. Dar interesant că știu cu cine am dat de carnet, cum îl cheamă pe polițist. Bine, n-am reținut atunci, cu 15 ani sau când a fost. M-am interesat după. De ce m-am interesat? Pentru că erau foarte mulți în trafic care mă întrebau: cine ți-a dat bă carnetul? Și eu ridicam din număr, n-am, era jenă, nu mai știam și plecam. Bine, murea motorul și după aia plecam. Și... tot mă întreba lumea: cine ți-a dat carnetul? Și am zis: hai să sun la poliție. Lumea e curioasă să vadă cine probabil conduc bine sau ceva. Și am sunat la poliție și am întrebat: uitați, mă întreabă lumea în trafic cine mi-a dat carnetul.
și a verificat în registru, mi-a zis, cu George Pascu ați dat? Bine, mulțumesc. Și acum când mă întreabă în trafic, cine ți-a dat, bă, carnetul? Eu sunt George Pascu și aia sunt, du-te în pizda, măte, da? Avem un dialog, plecăm de undeva, nu stau așa să nu zic nimic. E politicos să răspunzi la întrebare. Dar înainte să-mi ia carnetul, îmi expira carnetul și nu știu, bănuiesc că și aici e la fel, e ilegal să mergi cu carnetul expirat, cu o singură excepție, în cazul în care îți expiră în an care se termină cu 3, poți să faci 8 cu markerul din 3. Da, altfel nu prea ai voie. Și nu-i ca la buletin, că te duci cu buletinul și îți dă altul, nu. E mai greu la carnet, trebuie să faci niște teste din astea ca să arăți că ești apt să conduci. Și au foarte multe, au psihologic, o grămadă. La psihologic chiar mi-era teamă, mi-era că mă întreabă, dumneavoastră cum încuiați ușa? Și am zis, dacă mă întreabă asta, sigur nu trec. Dar am trecut și la, au fost mai multe. Era chiar ortopedie cu picioarele. Se pare că e important să știi să mergi dacă ai mașină, că na, dacă nu știi să faci pana ca mine, trebuie să știi să mergi, că e greu. Dar am nimerit o clinică mai dubioasă și era un ortoped din ăsta mai libidinos. M-a pus să merg un sfert de oră, m-a pus să merg în cabinetul lui să vadă cum merg și la final zice, domnul Popescu, eu v-aș da o cârjă. Și am zis, astea-s glume de doctor, haideți, domnul, trebuie să... Și mi-a pus ștampila. A urmat oftalmologie, care e important să știi să vezi, adică când conduci, să știi să vezi. Și mă așteptam, am zis, bă, au trecuseră ceva de la faza cu cupola, am zis, or fi cupole mai mari, acum dracu știe ce se întâmplă. Dar nu, a fost un test destul de simplu, a zis, acoperiți un ochi, am acoperit un ochi, acoperiți celălalt ochi, am acoperit celălalt ochi, zice, numărați până la 20, am numărat până la 20, el între timp s-a ascuns după draperie și a zis să-l caut, ca să demonstrez că văd. Și l-am găsit ușor, că vedeam picioarele și s-a cam supărat, că el de obicei câștiga la joc și a zis să-mi testeze culorile și mi-a dat cu o cărămidă peste cap, m-a leșinat. După aia m-a trezit și m-a întrebat dacă am văzut stele verzi și am zis că să văd dacă am văzut culori și am zis că nu și a vrut să-mi dea iar cu cărămida și am zis că am văzut și am trecut. Și ultima probă a fost cu auzul, orele, cum îi spun ei, zic orele, nu știu de ce nu zic auz, dar na, ei știu mai bine. Și aici chiar era o doctoriță urâtă, bătrână, era cam nașpa și a început cu primul consult să vadă dacă am dopuri de ceară în urechi și mi-a făcut, nu știu dacă știți, scortul băbesc și a subt un pic degetul mic și mi-a făcut, dar mi-a făcut foarte bine, că mi-a țâșnit pe nas, chiar am făcut foarte bine. Și după aia mi-a făcut alt test, avea un scaun rotativ, m-a pus să stau pe scaun. Și a zis să mă întorc cu scaunul și am șoptea niște numere. Zicea încet, 16. Și eu trebuia să zic tare, 16, ca să-i demonstrez că nu sunt surd. Zicea, 22, 22, 69. Nu, mulțumesc, chiar nu era genul meu.